Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia din duminica a 18-a după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul din epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău sau din silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună. Și Dumnezeu poate să înmulțească tot harul la voi, ca având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiți spre tot lucrul bun, precum este scris: împărțita, data săracilor, dreptatea lui rămâne în viac. Iar cel ce dă sămânța semănătorului și pâine spre mâncare, vă va da și vă va mulți sămânța voastră, ca întru toate să vă îmbogățiți spre toată dărnicia care aduce prin noi mulțumire lui Dumnezeu. Sfânta și dumnezeiască Evanghelie din duminica a 18-a după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Luca. În vremea aceea, ședea Iisus lângă lacul Genizaretului și a văzut două corăbii oprite lângă țărm. Iar pescarii ieșiseră din ele și își spălau mrejele. Intrând în corabia care era a lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Apoi, șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar, când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Atunci, răspunzând Simon, i-a zis: învățătorule, toată noaptea n-am ostenit și nimic n-am prins, dar la porunca ta voi arunca mreaja. Și făcând ei așa, au prins mulțime mare de pești, încât li se rupeau mrejile. Deci au făcut semn tovarășilor care erau în cealaltă corabie ca să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile de erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus și a zis: du-te de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos, pentru că îl cuprinsese spaima pe el și pe toți cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon: nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la uscat, au lăsat totul și au mers după dânsul. Ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase, să fim și noi pescari de oameni, pe care, prin cuvântul Evangheliei tale, să îi aducem în corabia mântuirii tale, care este biserica ta, iar tu, ca și cap al bisericii, să ne conduci pe toți spre împărăția ta cea cerească. Amin. Sfinții zilei de 22 septembrie. Sfântul sfințit mucenic Teodosie de la mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei, Sfântul sfințit mucenic Foca,
episcopul de Sinope, Sfântul Mucenic Isaac, Sfântul Mucenic Martin, Sfântul Cosma de la Zografu, Sfântul Sofronie, episcopul Vratsei, soborul sfinților din Tula, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.